Bună ziua, prieteni! Bine ați venit la un nou episod al podcastului Colecționarul de Istorie. Este o a doua ediție specială în care îl avem invitat pe domnul profesor universitar Bogdan Murgescu, autorul la una dintre cele mai bune cărți pe zona de istorie pe care le-am citit eu. Este vorba de România și Europa, acumularea decalajelor economice între anii 1500-2010. Astăzi vom vorbi cu domnul profesor exact despre titlul cărții, asta va fi subiectul, respectiv cum a ajuns România la coada Europei, când a început să se acumuleze acest decalaj, când am început să rămânem în urmă, în ce perioadă istorică, din ce cauză și cum de nu s-a recuperat pe parcurs, ci dimpotrivă s-a mărit această distanță. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Vă mulțumim mult că ne-ați făcut onoarea să participați și la acest al doilea podcast. Mulțumesc pentru invitație, este o bucurie să fiu alături de dumneavoastră și de ascultătorii dumneavoastră. Domnule profesor, când a început să rămână acest ținut țările române, principatele române, când au început să rămână în urmă față de restul Europei, în ce perioadă istorică și de ce? Bine, aici trebuie să facem o mică distincție. Nu e vorba neapărat de rămânerea în urmă, ci este vorba de faptul că anumite părți ale Europei s-au dezvoltat mai repede și mai puternic în anumite perioade istorice. Nimic nu garantează în istoria lumii că toți vom fi la fel de-a lungul întregii istorii, de la începuturi până la final. Toți am început ca zone mai degrabă subdezvoltate. Unele zone s-au dezvoltat mai repede și mai puternic în anumite momente istorice. De exemplu, în antichitate erau zone din lumea mediteraneană care s-au dezvoltat mai puternic, s-au urbanizat, au reușit să aibă o producție meșteșugărească mai importantă. În fine, au devenit zonele, până la urmă, fanion ale antichității clasice, mă gândesc la anumite părți ale Greciei, la Roma și părți ale Italiei, la Egipt, la Mesopotamia înainte, dar mă referam la lumea mediteraneană și încercam să evit, dar sigur Mesopotamia a fost chiar înainte de zonele acestea mediteraneene, o zonă de dezvoltare și de vârf, așa, și mai sunt și alte zone în Valea Indusului sau în China care trebuie luate în considerare, deci la scara lumii, dacă vreți. În Europa însă zonele mai dezvoltate au fost în acea perioadă părți ale Greciei și ale Italiei, Sicilia, de exemplu, era dezvoltată și alte părți care au contat mai mult. Cartagina, săraca, până când... Cartagina însă nu e în Europa. Dați-mi voie să spun că este un pic Africa. E mediterană. Da, dar vorbeam de lumea mediteraneană. Mediteraneană. Și până au arat romanii a fost Cartagina, chiar și anumite părți ale noii Cartagine în Spania, deci au contat, dar per total deja acele zone erau ceva mai dezvoltate comparativ și cu părțile care noi astăzi le zicem că sunt poli dezvoltări europene, de exemplu Germania sau Olanda, care erau foarte mlaștini sau păduri multe și oameni mai puțin și mai puțin bine hrăniți, ca să zicem așa. Deci în acea perioadă nu avem nicio garanție că, de exemplu, Germania era mai dezvoltată decât zona din Carpați. Deci, ca să discutăm, vine lumea medievală, în lumea medievală se produce o mutație importantă de dezvoltare cam de prin secolul IX până prin secolul XIII, când se ridică, în special legat și de îmbunătățirea tehnologiei agricole, o zonă care merge oarecum ca diagonală din nordul Italiei și parțial Toscana, adică o Italie care nu mai e strict nordică, ci este semi-centru nord,
să zicem, care merge prin partea de vest a Germaniei, zona renană, de asemenea părți ale Franței, țările de jos și parțial un mic colț al Angliei actuale. Și care este o zonă care devine polul dezvoltat al Europei în perioada medievală. Alte părți ale Europei rămân un pic mai puțin dezvoltate, lucrul se vede cel mai bine, aceste zone de care v-am vorbit eu sunt zonele care au trecut la asolamentul trienal, comparativ cu zone care au rămas la asolament bienal sau chiar la agricultura fără de asolamente. Ce legați dezvoltarea de dezvoltarea agriculturii? Adică... În primul rând a agriculturii, pentru că să nu uităm, în societățile respective, cel puțin 80, dar în cele mai multe cazuri peste 90% din populație era în mediul rural și își asigura hrana din producție proprie. Deci, per total, orașele erau relativ mici, o pondere de ansamblu mai mică în economie, chiar dacă mai mare decât ponderea populației lor, dar ponderea lor per total în produsul brut, mă rog, nu se folosea conceptul încă și nici nu erau măsurători, era totuși mic, adică grosul venea din agricultură. Deci la 1400, înțeleg de la dumneavoastră că la 1400 deja zona asta era rămasă în urmă față de părți ale Occidentului. Pentru că, de exemplu, erau și părți care sunt foarte occidentale în acea pe hartă și care erau destul de amărâte. Cum ar fi? Irlanda, ca să luăm un exemplu de care m-am ocupat, dar și anumite părți ale Germaniei sau anumite părți ale Italiei, Mezzogiorno-ul. Nu erau care erau la nivelul nostru, adică erau apropiate de nivelul nostru, poate cele din Mezzogiorno un pic mai sus, dar pe acolo. Erau părți ale Germaniei care nu arătau mult mai bine decât țările române sau în orice caz nu mai bine decât Transilvania, poate mai bine decât Moldova sau Banatul, dar sau Țara Românească, dar nu neapărat Transilvania. Transilvania e însăși nu era perfect omogenă. Aveai o zonă în Transilvania, în special în Transilvania sudică și mergând după aceea pe Valea Mureșului, care era relativ dezvoltată și aveai zone în secuime... Zona săsească. Da, zona săsească, dar zona secuiască care era mult mai puțin dezvoltată, după cum nici părți în Maramureș sau în Apuseni nu arătau colosal. Eu sincer m-aș fi așteptat să vă referiți la dezvoltarea un pic mai mare a unor societăți occidentale pe baza continuității urbane de la Imperiul Roman. Fiindcă avem totuși acele orașe care rămân inclusiv, într-o mare rurală, într-o mare de migratori, dar care rămân totuși și alea asigură nu doar o viață urbană unde ai meșteșuguri, ai niște comercianți care stau acolo fiindcă sunt păziți, dar mai e și o dezvoltare culturală. Ai toate mănăstirile, ai toate bisericile, unde se continuă. De-aia, de exemplu, când băieții în Italia încep renașterea, noi habar n-avem ce mișcă aici. Că ei aveau orașe care sunt cunoscute peste tot, dar noi aici n-avem date. Și aici continuitatea urbană nu trebuie neapărat hiperbolizată. Absolut. Pentru că foarte multe orașe importante ale antichității au cunoscut un declin substanțial în secolele care au urmat destrămării Imperiului Roman sau chiar deja dinainte, pentru că unele încep să aibă probleme din timpul crizei secolului 3, adică ultimele faze ale Imperiului încă constituit și puternic. Dar, de exemplu, Roma.
să luăm capitala Imperiului. Roma decade masiv. Roma a avut câteva sute de mii de locuitori în perioada lui Augustus Traian până la Aurelian. Avea peste un milion. Da, așa știu. Da, calculele sunt discutabile, da, cifrele, dar în orice caz, consistent. Când te uiți pe conturul urban al zidului lui Aurelian la Roma, îl vezi cât cuprindea. Și după aceea Roma a ajuns la câteva zeci de mii de locuitori în perioada de la anul 1000 sau 1200. Deci există... Cu grădini și grajduri în fostele temple, terme, sigur, palate. Sigur că da. Și da, mai avem și alte exemple de orașe care își restrâng și habitatul și numărul de oameni. De exemplu, Londiniumul sau Kölnul, Augusta Colonia. Sunt multe alte orașe care zice că sunt orașe importante, dar care de fapt au cunoscut o contracție, o reducere de activitate în cazul în care au supraviețuit. După cum unele dintre orașele care au făcut vârful, au fost vârfuri de lance ale dezvoltării urbane medievale, nu sunt neapărat orașe antice. Da, corect. Adică avem Amsterdam. Avem bun, Amsterdam un pic mai târziu se dezvoltă. Dar 16-17, dar de exemplu Veneția. E oraș nou. Da. La Florența avem, să zicem, un pic de începuturi de așezare înainte, dar orașul e și Milano. Și Milano, care a fost... Milano e tot pe bază antică. E pe bază antică. Dar distrus masiv secolul XI de către împăratul german. Cred că bine zic secolul XI. Nu, XII. Este Frederic Barbarossa, și în secolul XII. Da. Orașul este ras, efectiv. Da, da, și e reconstruit după aceea, dar mai fusese de asemenea atins de câteva ori și în perioadele anterioare. Deci sunt și alte orașe, de exemplu Bruges, sau Gandu, adică sunt orașe noi, complet în zona care a fost urbanizată în Evul Mediu, în țările de jos. Nu și, mai vorbim și de orașe comerciale și mai vorbim și meșteșugărești. Da, în primul rând comerciale, exact. Dar și meșteșugărești. Da. Nu mai vorbim de Hamburg sau de orașe, anumite orașe germane. Stettin și toate celelalte. Nürnbergul, exact. Adică dar, și atunci, să de ce au rămas în urmă? Dacă noi am fost în oarecum acolo. Stai un secundă. Uităm de dita mai dezvoltarea. Mai un pic mai la sud de noi. Imperiul Roman de răsărit. Da. Avem o urbanizare masivă. Avem Constantinopol. Avem Salonicu. Avem Trebizonda. Avem Atena. Bun, dar noi acum vorbim de... Ne raportăm la decalajul ăsta care există între Occident și noi. De nivel de trai, de PIB, de ce orice... Da. Deci, din punctul meu de vedere, problemele cele mai mari în prima fază au fost problemele agricole. Problemele agricole au fost substanțiale și problemele agricole sunt legate în mare măsură de densitatea populației. Era mai puțin, din diverse motive nu a crescut numărul oamenilor. Problema este în felul următor. Toate aceste societăți erau societăți care aveau natalitate mare. Deci erau, ca să zic așa, programate să crească. În același timp însă existau niște factori de corecție negativă care reduceau numărul populației. Un pic de foamete, un pic de epidemie, mortalitatea infantilă mare, războaiele, deci erau diverse lucruri care îți tăiau din numărul de oameni. Dar și la ei a fost. Și la ei a fost acest lucru, exemplu, dar la un moment dat... Epidemia de ciumă a omorât între o treime și jumătate din populația occidentului. Da, e o discuție aici. Eu aș fi un pic mai reținut la estimări, dar aș zice între un sfert și o treime, dar tot e mult. Au fost zone întregi unde mergeai câte două săptămâni și nu mai găseai nimic. Și în Moldova, de fapt, în secolul XV, dacă e să ne uităm la ceea ce scriu călătorii străini, spuneau că au mers prin Moldova lui Ștefan câte o săptămână întreagă și n-au găsit niciun sat. Deci zona era foarte
puțin populată. Da. Și dacă e să ne uităm la toate atlasele și hărțile care apar în cărți din Occident, pe spațiul ăsta estic, în afară de foarte puțin Polonia, Transilvania aproape deloc, nu avem drumuri comerciale, nu avem mai nimic. Nu apar, efectiv. Adică ăștia nu le cunosc. Nu înseamnă că nu existau. Da. Exact. Dar nu erau principale. Nu, categoric. Problema a fost că în anumite privințe s-au tras ponoase, în special datorită factorului geopolitic. A fost în special vecinătatea tătărească o anumită problemă, pentru că tătarii în Europa răsăritană jefuiau ce jefuiau, dar nu aveau foarte multă bogăție materială de jefuit. Și atunci se mulțumeau și cu oamenii pe care îi vindeau după aceea la Caffa, fie genovezilor, fie negustorilor egipteni, și erau traficați spre lumea mediteraneană. Unde erau duși chiar în Caucaz, spre Persia. Și... Da. Aici nu țările române au fost principala zonă de aprovizionare a lor, ci Rusia și, într-o oarecare măsură, Polonia. Plus că mai sunt cunoscute și niște cazuri extreme de teutoni blonzi care au ajuns în Egipt în armata sultanului Mameluc. Dar dincolo de aceasta este o anumită puncție demografică care se producea și care slăbea stimulentele pentru a crește productivitatea agricolă. Pentru că întotdeauna problema este în felul următor. Numărul oamenilor tinde să crească. În momentul în care îți crește numărul oamenilor, ar trebui să produci mai multă hrană ca să poți să-i hrănești pe toți. A produce mai multă hrană înseamnă însă să-ți schimbi tipicurile de a produce hrană. Și asta este o problemă. Adică există varianta ușoară, domnule, mai cultiv și alături, mai extind suprafața cultivată. Problema este când trebuie să încep să produc mai intensiv. Și acest lucru se produce în general când ai o anumită presiune. Ori această presiune a fost diminuată de puncțiile demografice și de faptul că nu era densitatea destul de mare. Și lucrurile la un moment dat se închide bucla, ca să zic așa. Da, dar sunt de acord cu dumneavoastră, dar au avut și în Occident genul ăsta de probleme cu... De exemplu, a fost războiul de 30 de ani care a pustit Germania. Da. A fost, nu știu, se vorbește de între 4 și 8 milioane de oameni uciși în diverse feluri, de ori militar, ori de foamete, ori de boli. Deci și acolo a fost prăpăd, au fost regiuni întinse, lăsate pustii. Dar acolo deja asolamentul trienal era un lucru câștigat. Haideți de la 1200. Ce înseamnă, că poate nu știu toți la ce vă referiți când spuneți asolamentul trienal? Asolamentul trienal este situația în care terenul agricol îl împart în trei sole și îl cultiv prin rotație într-una din sole, să zicem, cultiv cereale de primăvară, în alta cultiv cereale de toamnă și în alta o las în pârloagă ca să vină după aceea în runda anul următor să cultiv cereale de primăvară și să rotesc între ele. Asta concomitent, adică asta, în același timp. Da, în același timp, dar pe sole diferite, adică avantajul asolamentului trienal este de două feluri. Întâi că evită epuizarea solului. Marea problemă a agriculturii medievale și nu numai este că dacă eu pe același teren cultiv un număr de ani la rând grâu sau ce plantă doriți dumneavoastră, în anii următori voi avea un randament din ce în ce mai mic, până când la un moment dat nu o să mai reușesc să recoltez nici măcar sămânța. Ceea ce de obicei se termină cu foamete. Oamenii au început să învețe, domnule, cultiv numai 2 ani la rând, după aia au venit cu cultivarea cu asolamentul bienal, împart în 2 sole și una o cultiv anul acesta, una o cultiv la anul și în felul ăsta mai rotesc lucrurile. Asolamentul trienal are avantajul că în parte mai bine, folosesc 2 ani din 3, dar solele, dar în același timp și împart riscurile.
împart riscurile în unei recolte compromise de ger, ploaie, lăcuste sau mai știu eu ce, între cele două, și atunci îmi devine mai rezilient. Adică marea problemă este să pot să supraviețuiesc și să supraviețuiesc până la urmă, pentru că dacă vine o foamete prea mare, s-ar putea anul viitor să fie fără participarea mea. Da. Ok, și la noi înțeleg că pe meleagurile astea încă nu se descoperise șmecheria asta. Asolamentul trienal a fost adus de saș, dar... E o șmecherie, nu? Nu e șmecherie. Între ghinimele, na. Deci, bine că n-ai zis cu lui. Da, deci asolamentul trienal a fost folosit de saș în câteva zone, dar nu a fost extins și preluat de celelalte grupe de populație care locuiau pe teritoriul Carpatic. Din ce motiv? Nici din Transilvania. Nici din Transilvania? De ce? Nici din Transilvania. Și pentru Transilvania că... e și super împădurit, adică avem hărțile austriece de secolul XIX. Da. Păduri masive. Dar și în Transilvania până în secolul XVIII se folosesc și asolament bienal și alte forme de cultivare a pământului, deci depinde. De ce s-a făcut general, transferul ăsta de tehnologie? Pentru că sașii în general erau un grup social închis. Am înțeles. Da. Și nu-și dau așa... secretele cu ghilimele de rigoare. Păi nu, dar nu intră nimeni la ei ca să vadă ce fac. Păi na, dar pe câmp, vezi, na, nu. Are sasul iobagi, îl pune și ea. Nu, în zona săsească n-a avut iobagi. Zau. Sașii, chiar dacă trăiau în sate, se numeau burgeri, adică cetățeni, și în zona lor nu se așeza deci nimeni. Deci ei își cultivau, n-aveau grofii, am înțeles. Nu, ei se ocupau de, ei se ocupau de tot... Dacă mergeți în zona săsească, au zis povești acolo de toate felurile. Revenim la zona extracarpatică. Și aici știm clar din documentele, după cum am zis, inclusiv de 15, că zonele de câmpie sunt goale. Sunt goale fiindcă vin tătarii și vin turcii. Și acum, chiar goale nu, dar bun, foarte mică, puțin da. Populate, fiindcă da. Mai avem inclusiv niște mărturii de secolele 17-18, în Moldova, de exemplu, tot așa călători străini care zic... Aici se văd ruinele unui oraș care altă dată era înfloritor, dar a fost abandonat de vreo 100 de ani. Tot din cauza atacurilor. Și acum, revenind la acea veche poveste a continuității românilor care se ascundeau în munți și păduri, putem vorbi de o populație care nu stă neapărat în zona de câmpie unde se fac agricultura, adică în Bărăgan sau în zonele de câmpie din Basarabia sau din Moldova, ci de o populație care stă în zonele puțin mai înalte, de dealuri, unde nu poate să facă totuși agricultură cum o faci în câmp. Asta e logic. Da. Nu poți să crești grâu deci, pe dealurile înalte. Acolo, în schimb, poți să ai turme. Până în secolul XIX, zonele de deal au fost mai dens locuite. Exact. De deal, nu de munte. Că zona unde e munte e prea sus. Dealuri subcarpatice. Dealurile despre subcarpatice, exact. Sigur că da. În ceea ce privește țara românească, au fost fenomene de treptată colonizare și sunt studii care văd și extinderea rețelei de sate și... Exact. Alte lucruri. În Moldova, de asemenea, a fost mai clară concentrarea mare în ceea ce este nord-vestul Moldovei. De la nu doar Bucovina, ci și Neamțul și da, zona da. Neamțului, chiar dinspre Bacău oarecum. Da. Și o treptată colonizare și a sudului și a estului. Și asta după 1783, când în sfârșit tătarii... Încă înainte. Sunt lucrurile acestea se văd chiar din secolul XV, în unele începuturi și dacă se urmăresc lucrurile, dar este lentă toată situația și nu lipsită de sinuozități. Dar, în orice caz, la capătul zilei, lucrurile se îmbunătățesc gradual, doar că alte părți ale Europei au luat-o mai repede înainte. Deci aici rămânerea în urmă trebuie înțeles și faptul că nu s-a ținut pasul cu accelerarea dezvoltării care a avut loc în anumite părți ale Europei și nu chiar peste tot. Putem să vorbim aici de... Pentru că, de exemplu, nici Spania nu este omogenă. Și adică, feudală până în da, secolul nostru. Nu neapărat feudală. Cuvântul feudal e un cuvânt nenorocit. Eu da, l-aș evita. Okay. Dar e valabil și pentru anumite părți ale Franței, adică sunt zone de diverse feluri. Franța, Germania, Spania sunt foarte neomogene. Asta vreau să vă întreb. Putem să punem dezvoltarea
de fapt, știu că putem să punem, dar întreb totuși. Dezvoltarea occidentală în anumite zone și pe baza emergenței burgheziei și a sistemului bancar, fiindcă practic de acolo avem capitalismul, de acolo avem investițiile în comerț, inclusiv la mare distanță, de acolo avem inclusiv, hai să spunem, investițiile în indivizi deștepți care să-ți inventeze mori mai bune, să-ți inventeze, să facă utilaje mai bune, așa cum se făceau atunci. Da. Eu din vole ce întrebai tu și noi de ce nu avem chestiile astea despre care a spus Andrei acum? Adică această creștere... Ce, burghezie și bănci? Da, fiindcă nu avem orașe. Păi nu avem viață urbană. Orașele sunt mult mai mici și mai puține. Sunt târguri, de fapt. Da, în spațiul românesc. Deci se poate urmări, există studii multe la nivel european, cu mărimea orașelor, densitatea urbană și, per total, țările române sunt mai degrabă în partea de jos a clasamentului. Dar să la nu nivel credeți, european. La nivel european. Dar și alte zone erau în comparabile cu noi. Pentru că, de exemplu, nici Suedia nu era o țară urbanizată. Danemarca, sau, Irlanda, ați spus mai devreme, scrieți în carte aici și despre, ne comparăm, aveți capitol rezervat și Serbiei, adică observăm că sunt... Bine, eu am încercat să îmi dau momentul de start la 1500. Din diverse motive, am zis că 1500 e un moment rezonabil pentru a începe analiza, sunt și ceva mai multe date, aveam și o experiență că am făcusem teza de doctorat pe circulația monetară de secol XVI și făcusem niște evaluări ale economiei încă din acel moment, adică lucram pe un teren relativ mai bine cunoscut decât secol 15 sau 14, dar în secol 14, de exemplu, marea problemă este că pentru Moldova secolului 14 avem vreo 2 sau 3 documente, adică avem foarte puțin, nu prea e mare lucru ce să... Sunt ceva mai multe, sunt ceva mai multe acolo, cancelaria a început un pic mai devreme, dar per total... Ați comparat în cartea dumneavoastră, că tot am vorbit, ați comparat România cu aceste 3 țări, Danemarca, Irlanda, Serbia, care până la un moment dat, așa cum scrieți și dumneavoastră, au fost comparabil de subdezvoltate ca și noi. Totuși, vedem această traiectorie total diferită. Irlanda este astăzi probabil, oricum, în top 5 țările cu cel mai mare PIB din Uniunea Europeană. Danemarca, de asemenea, foarte bine dezvoltată. Și noi cu sârbii care am... Bun, noi suntem mai bine decât sârbii acum, dar... Bine, dar sârbii erau mai bine decât noi acum 40 de ani, în timpul la sfârșitul comunismului. Deci, de ce sârb? Aceste 4 țări au luat-o două într-o așa și două așa? Nu, eu n-am zice două așa și două așa, pentru că depinde când ne punem momentul de comparație. Dacă puneam, de exemplu, momentul de comparație la 1850, ca să iau, suntem oarecum la mijlocul intervalului, un pic în a doua parte a intervalului, la 1850 Danemarca începuse deja să facă pași hotărâți de dezvoltare, dar Irlanda era un pic în marea foamete. Nu poți să zici că îi lovise fericirea și dezvoltării. La un moment dat și au emigrat după aceea în Statele Unite. La un moment dat, în aceste două țări s-a produs un declic. Mai devreme la danez, mai târziu la irlandez, la secolul XVIII. La noi și acum s-ar putea spune unii că încă ne mai chinuim să pornim motorul ca lumea. Deși și la noi este o discuție, pentru că una peste alta, în ultimii 24 de ani, să zicem că așa, România a făcut pași foarte importanți de dezvoltare. Din 2000, de când s-a luat decizia începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și când eram la un nivel de 26% din produsul intern brut al Uniunii Europene și acum suntem la 70%. Cred că 77 sau 76, trebuie să verificate datele în Eurostat. Înainte de emisiune, 77. Am văzut o statistică cum că România are cea mai mare creștere
din tot spațiul european de 840% față de cum era, mi se pare, 90%. Da, bine, da. Asta cea mai mare, macro, normal. Nu este neapărat cea mai mare, aici aș vrea să le verificăm datele. Asta zice studiul pe care l-am văzut. Să verificăm datele, pentru că eu la un moment dat am făcut niște analize în anii trecuți și n-am actualizat acum informația cu ultimile Eurostaturi, dar țările baltice reușiseră să crească mai mult decât noi, comparativ cu media Uniunii Europene, nițel, deci nu era problemă, dar aveam niște creșteri un pic mai mari acolo. Trebuie văzut exact, putem să luăm, dacă vreți, altă dată cifrele să le verificăm. Trebuie să vedeți că comparația cu 90, evident, țările baltice nu fac parte din peisaj. Da, că 90 așa. Nu erau încă independente. Anii 90, începutul anilor 90. Adică eu am comparat cu anul 2000. Din punctul românesc de vedere. Sigur că am putea, dacă vreți, să comparăm și cu 95 sau cu 92 sau 92, cred că sunt primul an când am date separate pentru țările baltice, că 91 abia și-a proclamat independența. Da. Sigur că există proiecții și se pot căuta datele care sunt estimările pe perioada de dinainte de independența lor. Dar, în orice caz, nu suntem chiar singuri în acest lucru, dar, per total, performanța noastră de recuperare a decalajelor a fost apreciabilă. În ultimii 24 în ultimii de ani. 20 de ani. Am ars etapele. N-am zis că am ars etapele. Am avut, în mare măsură, n-au fost meritul nici al Guvernului României, nici al... în mică măsură, poate în oarecare măsură la câteva din companiile românești a fost meritul, dar meritul esențial a fost al Uniunii Europene, al faptului că ne-au fixat anumite reguli pe care noi am face mai bine să le respectăm ceva mai mult și al faptului că, având acces la piața unică, am devenit atractiv pentru investitori internaționali și aici rolul principal la marile firme, care produc în România folosind forță de muncă ceva mai ieftină, ceea ce uneori nu ne place, dar ca să vândă pe întreaga piață a Uniunii Europene. Și acest model a funcționat. Am o veste proastă, el nu va funcționa la infinit, pentru că nivelul salariilor crește și în România și la un moment dat ne și dorim să crească, adică nu vrem neapărat să rămânem în vecii vecilor salahorii ieftini. Și trebuie să crești productivitatea ca să poți să atunci trebuie să crești din partea firmei sau stat. Da, nu, atunci trebuie să crești productivitatea, să îți schimbi mixul de activități, adică s-ar putea anumite industrii să nu mai fie rentabile și să trebuiască să combini cu alte ramuri economice care să aducă mai multă valoare adăugată. Plus infrastructura. Plus infrastructura. La infrastructură în sfârșit se construiește. Se construiește, dar se construiește. Merge destul de împiedicat. Și al doilea lucru unde avem mari probleme este capitalul uman. Da. Pentru că în ceea ce privește capitalul uman, nu e numai, sunt două aspecte. Un aspect este de contracție cantitativă datorită demografiei. Care adică scăderea demografică. Scăderea demografică și scăderea graduală care încă nu se simte foarte puternic, dar care plutește în aer, momentul în care generațiile numeroase născute după decretul lui Ceaușescu vor ieși la pensie sau vor deveni inactive și o să-ți lase adică generații mai puțin numeroase în zona de vârf de activitate. Și asta va fi o dificultate. Poate mai mult decât o dificultate, va fi o problemă mare. Al doilea lucru este scăderea nivelului mediu pe școală, care se vede foarte bine inclusiv în datele de la ultimul sondaj PISA, dar se vede și în realitățile care sunt prezentate acum când ai la simularea testărilor naționale, și la ceea ce mai știm din impresionism din cum funcționează școala românească. E vorba de și ai de vorba noștri, da, și da, ai vorba de faptul că
neîngrijirea sistemului școlar în ceea ce privește stimulentele și corecta lui funcționare face ca o parte de aproape jumătate din populația țării să rămână subpregătită, ca să nu spunem analfabet funcțional sau ce alte cuvinte doriți să folosim, să fie oameni care nu termină nici măcar liceul și care vor fi o parte a societății care va avea mari greutăți să se adapteze la economia și la societatea secolului 21, inclusiv vor fi niște votanți care vor vota mai degrabă variante păguboase. Radicale. Nu am zis radicale. Am zis variante păguboase. Am înțeles, eu ziceam departe. Aș mai avea eu o întrebare. Am scos niște date și vreau să vă întreb de ce am avut acest trend invers. În 1913, România, vechiul regat, era la 67% PIB per locuitor, media europeană. În 1938, după Marea Unire, ajunsese la 51%, deci e o scădere. Da. Iar la sfârșitul perioadei comuniste, în 1989, ajunsese la 32% după 45 de ani de pace. În intervalul ăsta nu mai putem să spunem că au venit tătarii, că au luat oameni, că era depopulat, că nu aveam orașe. De ce acest masiv trend din 1913 până în 1989 sunt 76 de ani? Noi am ajuns în 76 de ani de la 67% din media Europei la 32%, mai puțin de jumătate. Deci ne-am mai mult decât înjumătățit această, în loc să ne apropiem, am scăzut. De ce? Bine, aici sunt două aspecte. 1913 e un an foarte bun economic. Pe de o parte cu prețuri ridicate la cereale, pe de altă parte cu un anumit vârf al producției petroliere pe perioada de până la primul război mondial. Deci e un an neașteptat, adică conjunctural foarte bun. Al doilea aspect este faptul că datele respective sunt numai pe vechiul regat. Pe vechiul regat, da. Dar Transilvania cred că era chiar peste vechiul regat. Da, da și nu. Transilvania și Banatul erau comparabile cu vechiul regat, în unele părți mai bine, dar în altele nu, să nu uităm că Transilvania are și părțile ei slab dezvoltate. Și acum. Și acum. Da? Și chiar și Banatul are niște părți spre Caraș care nu sunt vârfurile dezvoltării. Pe de altă parte, se compensau. Nu se compensau pentru că ți se adăuga Basarabia și Cadrilaterul, care în general erau mai puțin dezvoltate decât vechiul regat. Și per total, pe ansamblu, România Mare este mult mai mare, produs intern brut și populație mai mare, dar pe cap de locuitor stă mai prost. Și să nu uităm, și Dobrogea, pe de altă parte, Dobrogea era partea vechiului regat. Știu, dar este în plin proces de colonizare. Da. Fiindcă Dobrogea era un teritoriu aproape gol, unde statul investește masiv. Începuse să producă mai bine în 1910-1913. Eu accept explicația noastră, dar vreau să... Am două lucruri de spus. Am avut o cădere gravă a producției agricole în timpul și imediat după primul război mondial. Și asta s-a resimțit masiv în toată perioada interbelică, adică recuperarea nivelului de producție și a randamentului la hectar, dacă vreți, s-a produs lent și a durat și nici nu n-a fost deplină la toate culturile și pe toate zonele în la sfârșitul interbelicului. Și nu avem nicio modernizare în domeniul agricol. De ce? În loc să creștem... Avem două lucruri. Au fost niște pierderi de șeptel și de oameni de forță de muncă în timpul războiului. A fost de asemenea reforma agricolă din 1917 anunțat, 1918 e dată legea pe partea de expropiere și 21 pe partea de împroprietărire. Păi toată lumea zice că a fost bună reforma. Reforma a fost necesară, n-a fost bună. A fost necesară pentru că erau niște nedreptăți care erau strigătoare la cer. Ea n-a fost bine gândită.
N-a fost suficient de multă grijă pentru asigurarea productivității agricole. N-a fost suficientă grijă pentru a permite la nevoie ceea ce nu s-a dorit, ca terenurile țărănești, loturile țăranilor să circule. La nevoie să fie lăsat să-și vândă, dacă nu pot să o ducă. A, avea o perioadă în care n-avea voie să vândă. N-avea voie să vândă. Și parcă nici arendă. Nu. Deci, ideea a fost să îi aperi pe țărani ca să nu-și piardă pământul. Aha. Or, acest lucru e foarte frumos, teoretic. Dar din punct de vedere al efectelor asupra productivității, este prost. În plus, în momentul în care nu-și lași nici să-și vândă, nici să cumpere cineva pământ, omor și piața creditului rural și inclusiv creditul de care ai avea nevoie ca să-ți cumperi utilaje. Adică putem vorbi, să zicem așa, un pic romantic, de un soi de o a doua legare de glie a țăranului român? N-aș zice chiar așa. E, dar cam acolo. E, că... Sună, în orice caz. Mă rog, sună și, medieval, dar totuși. Sună și mai sunt și alte lucruri. Aveai încă natalitate mare. Ești într-o perioadă... Cea mai mare din Europa. Da. Acum era... nu mai vorbești, că nu mai ai presiune. Nu, dar că... asta, de exemplu, îți mărea presiunea pe loturile țăranilor să se fragmenteze și mai mult. De ce nu era migrație spre oraș, cum s-a întâmplat în restul Europei? Migrație spre oraș trebuia să fie capabil să-ți primească și să încurajeze acest lucru. Nu s-a întâmplat. În esență, orașele au crescut puțin. Sunt câteva procente care se mută în intermediu, dar mult prea puțin. Noi avem în perioada, cel puțin în anii 20, acel slogan care a fost reinventat într-o altă formă în zilele noastre și care suna și atunci și sună și acum foarte bine, prin noi înșine. Adică nu avem nevoie de străinătate, da. Facem asta tot aici. A fost o eroare. A fost o eroare. A fost o eroare foarte mare. De ce? Exemplul cel mai bun este de această eroare în domeniul petrolier. România a fost în anii 20 în luptă cu capitaliștii internaționali că voiau și liberalii să aibă partea lor în industria petrolieră. A fost o chestie nefericită pentru că România, după ce își distrusese singură o parte din industria petrolieră în timpul primului război mondial ca să nu ajungă pe mâna nemților, ar fi avut nevoie de mult capital ca să poată să relanseze producția. Datorită nesiguranței proprietăților și datorită luptelor care au tot fost, relansarea producției s-a produs cu o anumită încetineală. N-au fost suficient de rapide investițiile, au fost și multe exemple de o prostie crasă în acel moment. Și, la ce vă referiți? Pot să vă dau un exemplu sau două după aceea, dar imediat să termin ideea. Da, vă referiți și la corupție. Nu mă refer la corupție. Da. Nici nu discut de corupție. Deci N-am zis că nu exista, dar se poate să fii prost și fără să fii corupt. Deci, ceea ce vreau să spun este că România a fost o conjunctură bună de prețuri petroliere în prima parte a anilor 20. 21 până prin 25, prețuri mari. România n-a avut capacitate de export pentru că nu și refăcuse suficient industria. Avem și o criză economică în anii aia. Criza economică, bun, aia a fost scurtă și prețurile mari de petrol au fost. Deci au rămas. Problema este că România a început să ajungă la nivelul producției dinainte de primul război mondial în 25, 24-25, în fine a ajuns și la exporturi un pic să ajungă și după aceea a crescut din 26 încolo până în 30 și ceva. Chiar în timpul marii crize din 29-30? În timpul marii crize, când prețurile au scăzut foarte mult, în carte acolo am un grafic care pune pe indice din 29 cantitățile exportate versus prețurile. Da. Și este
exact pe invers. Cele două linii sunt, două sinusoide care sunt se intersectează exact pe invers. Da, mă, nu vorbim cuvinte din Dex. Da. Da, deci asta este nenorocirea. Acum, în ceea ce privește prostiile, partea monumentală a prostiilor, două evenimente practic din 1919-1920. Primul aspect. Se termină războiul, statul român decide că pune sechestru pe întreprinderile aparținând puterilor învinse, puterilor centrale. Este în regulă, asta se făcea. Germania și Austro-Ungaria. Germania și Austro-Ungaria în principal, că turcii și cu bulgarii nu aveau mare lucru. Însă, în aplicare, statul român pune sechestru la un moment dat și trimite administratorul de stat român și la o fabrică numită Astra Română, care era cea mai mare întreprindere petrolieră din România la acea dată și care era proprietatea Royal Dutch Shell. Avea, e drept, și 2% sau ceva de genul ăsta capital german. Și având și vreo 2% capital german, ei o pun sub oprire. Ghinionul grav este că era cel mai mare jucător pe piața românească de petrol. Și că asta era o parte mică a poveștii. În spatele lui Astra Română era Royal Dutch Shell, care era a doua mare firmă mondială în domeniul petrolului și principalul furnizor al flotei britanice cu petrol pentru nave. Mamă. Și evident este un scandal imens. Internațional. Internațional, așa. Îți întărești bine de tot capacitatea să discuți la conferința păcii. Noroc Regina Maria. Da, dar la un moment dat astea sunt lucruri serioase. Da, norocul, da, da, norocul cel mare a fost că s-au dus, Astra Română s-a dus la Tribunalul Românesc și Tribunalul Românesc a anulat chestia guvernului. Ma. Dar tot a lăsat, adică astea sunt lucruri care lasă ranchiune și relații proaste. Și pete pe obraz până la urmă. Dar e teoria asta, conspirație alimentată. Și al doilea lucru, ca să mai dau acum, a fost lupta pentru ca activele germane din domeniul petrolului să fie luată o porție cât mai mare de capitaliștii români. Și până la urmă au fost dispute, nu știu ce, s-a ajuns la un compromis la conferința păcii, jumătate iau românii, jumătate se împarte între aliați. Ok. În sfârșit, rezonabil. În incintă. În incintă, rezonabil. Nenorocirea a fost că după aia românii și-au dat seama că nu au capital rulant pentru activele respective și au trebuit să se împrumute de pe piețele adică internaționale la diverse dobânzi bine crescute. Cum de nu aveau capital? Adică totuși vorbim de o societate unde existau niște oameni foarte bogați. Nu chiar. Vorbim de bănci. Erau bănci și la sau nu? Erau bănci, dar era inflația de după, era inflația de după război, nu te joci. Da, da, da. În chestiunile acestea. Că de-aia ziceam eu de criza aia scurtă de după. Da. Deci este, a fost o mare problemă. N-au, și în plus fabricile petroliere mari, când vrei să le faci să funcționeze, chiar ai nevoie de capital rulant relativ important, adică nu te joci. Nu este o industrie în care să stau frumos deoparte și să meargă strună numai din cam pocni din degete. Am și eu niște neamuri, inclusiv străbunicul meu a lucrat la un moment dat, cred că chiar unul dintre unchii mei sigur a fost la Astra Română, străbunicul nu mai știu exact unde, dar a lucrat și el la Plăiești acolo. Acum mi-am amintit. Da, revenind că în episodul anterior, știu că voiai să zici ceva, dar da. Poate-ți furi ideea sau nu, nu știu, da, vedem. Da. În episodul anterior vorbeam de industria comunistă și mai înainte ați atins și partea de agricultură și de producția la hectar. Așa. Domn profesor, noi eram grânarul Europei, nu? Așa se zice. Prețurile grâului în Europa se fixau la bursa de la Galați. De la Brăila. Asta e mitul. Da, e un mit, dar el a fost demonstrat că n-are fundament încă de profesorul Victor Axenciuc. Într-un articol în 99, după aia am mai venit și eu cu un număr de date suplimentare, nu se
pune problema. Bun, le găsiți aici toate de unde e mitul ăsta care a fost perpetuat și de comuniști? A fost perpetuat și de comuniști, a fost perpetuat și de diverse persoane după destrămarea comunismului, dar este neadevărat. Este adevărat că România a exportat o parte importantă a recoltei sale în diverse țări occidentale. Așa. Dar măsurate lucrurile, la nivelul anilor de vârf ai exporturilor românești, ele au reprezentat cel mai mult, a fost într-un an 13% din importurile cumulate ale Europei apusene. Și când spun importurile cumulate ale diverselor țări din Europa apuseană, au fost în câteva țări, ponderea era mai mare, dar asta nu este decisiv. De exemplu, Belgia, care reexporta după aceea, a avut o pondere ceva mai mare din chestiile românești, dar 13% este maxima. Au fost și ani cu 11% și cu 10% și mai puțin. Cel mai mare exportator, deci, din câte știu eu, era URSS-ul. Înainte de 1914 era Rusia, așa, dar și redevine de până în 30. Apăruseră americanii, însă deja din 1873 sunt exporturi masive americane în Occident. Și URSS-ul când începe din nou să... Începe și față de Germania. Față de Germania ceva, dar URSS-ul n-a fost un foarte mare jucător. Rusia imperială, da. Pe partea aceasta, URSS-ul a avut câțiva ani când a exportat, dar a avut și anii cu problemele sale. Pentru că, de exemplu, foametea a avut perioada postbelică, mai degrabă a fost importator decât exportator. Da, da. De după 45, ziceți. Da. Eu zic de perioada interbelică. În perioada interbelică au fost numai câțiva ani în care Rusia, URSS-ul a exportat, dar majoritatea anilor nu, pentru că gândiți-vă că a fost când au făcut cooperativizarea, mai degrabă au murit de foame. Da, exact. Și s-au ajuns la canibalism și alte. Au avut mari probleme. Au avut niște ani când au aprovizionat și Germania în 38-39 și așa mai departe, dar per total, în medie, a fost puțin. Ok. Deci, Statele Unite au fost un exportator mare. Ceea ce se întâmplă însă în interbelic este că mai degrabă scade comerțul cu cereale în toată lumea. Al nostru a scăzut foarte mult pentru că noi n-am avut un număr de ani ce să exportăm. Adică, datorită scăderii producției interne imediat după primul război mondial, au fost câțiva ani în care nu ai avut mare lucru de exportat. Deci se asigura piața internă și se asigura atât. Piața internă, a mai fost și politica lui Vintilă Brătianu ca să favorizeze aprovizionarea orașelor și atunci a inventat impozite pe export. Asta este, ai nevoie uneori să echilibrezi și bugetul din ceva. Da. De fapt, taxe pe export, nu impozite, dar îi contează mai puțin denumirea. Deci, au fost diverse elemente. S-au exportat anumite cantități mai mari în perioade nefericite cu prețuri mici, că și la grâu și la altele a fost o situație destul de nenorocită. Perioada antebelică. În interbelic. În interbelic. Da. Deci, per total, și în antebelic, când au scăzut prețurile în 73, noi eram în creșterea exporturilor. Adică, cât era mai scăzut prețul, cu atât vindeam noi mai mult. Asta era situația și în perioada otomană. Nu, în perioada otomană exportam mult mai puțin grâne, dar asta este altceva. Exporturile au fost ghidate mai puțin de cerere și de nivelul prețurilor și mult mai mult de variațiile producției interne. Dacă aveai o recoltă bună, exportai mai mult. Dacă aveai o recoltă mai proastă, exportai mai puțin. Corectați-mă dacă greșesc, asta este o caracteristică a unei economii subdezvoltate. De subsistență. Vreau să vă întreb, că multă lume face scandal în legătură cu prețurile pe care otomanii le impuneau țărilor române la vânzarea de grâne. Și aveam o emisiune cu vreo câțiva ani la Historia cu domnul profesor Marius Diaconescu, care spunea o chestie pe care o mai citisem eu, dar aici ne puteți lămuri și noastră. Domnul profesor spunea, da, erau într-adevăr niște prețuri impuse, dar nu erau niște prețuri mult sub, să zicem, o medie, dar prețurile alea asigurau ca grânele românești să fie vândute, fiindcă altfel rămâneai cu ele
în depozitele care nu existau, în hambarele sau grânarele care nu existau. Și nu le puteai vinde nici în Transilvania sau în vest, fiindcă nu exista logistica. Așa a fost sau... Bun. Primul lucru care trebuie spus este că exporturile de grâne au fost cantități relativ mici, de câte ori le urmări, le găsim în izvoare, nu sunt cantități formidabile. Înspre otomani. Înspre otomani. Okay. Au fost deseori conjuncturale și uneori n-au fost neapărat spre Istanbul. Pentru că Istanbulul era capitala imperială și acolo era un sistem mai strict de control al prețurilor și, într-adevăr, acolo prețurile puteau fi uneori excesiv de mici. Mai degrabă au fost interesante momentele când cereau sau diverse apăreau conjuncturi când operau armate otomane în zonă și când armatele de multe ori plăteau prețuri mai mari. Pentru că erai nevoit de multe ori ca armată, ai fi putut să te hrănești prădând zona, dar pierdeai timp în loc să te miști spre ceea ce aveai efectiv de făcut. Și armata otomană nu mai pradă de mult? Avea organizare care nu avea permitea prada la un moment dat. Nu, se poate face pradă, nu se poate face pradă organizată cu comandă de sus. Dar per total puteau fi situații în care, de exemplu, pentru aprovizionarea armatelor să fie rentabil. Dar, deci n-a fost o Nu, deci cantitățile... Nu li s-a impus românilor să vândă anumite cantități momente, la anumite preț. Da, au fost momente când au fost impuse, dar cu discontinuități, cu nu e o regulă care să fie stabilă tot timpul. De altfel, eu ceea ce am explicat, că la un moment dat s-a folosit foarte mult un concept care mie nu-mi place, monopolul comercial otoman. Acest concept eu am explicat întâi că nu e monopol, al doilea că n-au fost măsuri cu continuitate, ci au fost măsuri ocazionale și nu există un regim același de comerț și, mă rog, mai sunt și alte argumente care pot fi aduse de ce conceptul acesta este greșit fundamental. Ok, am înțeles de la dumneavoastră, ne-ați explicat cât se poate de clar ce s-a întâmplat de noi am scăzut față de Europa la sfârșitul perioadei interbelice. Ultima întrebare, de ce nu s-a recuperat în perioada comunistă despre care toată lumea are o impresie bună? De ce în loc să... Am plecat la 51%, eram în 38%, am terminat la 32%. De ce în loc să se recupereze datele masiv? Nu sunt perfect comparabile, dar trecem peste acest lucru. Deci, în esență, aș spune că a existat un mic moment în anii 60 și o parte din anii 70, când a existat o ușoară apropiere. O apropiere care nu ținea neapărat de fundamentele economiei în întregul ei, ci ținea și de o anumită conjunctură. Este o conjunctură care ține de faptul că este perioada în care crește speranța de viață. Și pe creșterea speranței de viață îți crește și ponderea un timp, până când îți crește mai mult speranța de viață și atunci începe să-ți dea înapoi. E o perioadă în care îți crește ponderea, procentul populației active în populația totală. În momentul când am speranță de viață 40 de ani, este una. Când am speranța de viață 55 de ani este alta, când am 60 sau 65 de ani este alta, când îmi crește peste 60 de ani, începe să-mi crească iarăși cu populație inactivă, nu mai e la fel de rentabil să zicem. Dar, ai de plătit pensii. Dar tocmai asta spun, că e o anumită conjunctură și care se vede la multe țări că în perioada respectivă au o creștere economică ceva peste medie, pentru că e conjunctura specială ca mai multă forță de muncă. Mai este o conjunctură care ține de mutarea de forță de muncă din agricultură spre industrie și spre servicii, care în general este însoțită de o creștere de productivitate medie și per total îți dă cu plus. Dar nu tot cu minus ne-a dat. Nu, ne-a dat cu plus în acele momente până când s-au făcut... Mic.
E un plus mic și care deci nu ține neapărat de fundamente și care după aceea ne-a dat cu minus în sfârșitul anilor 70 și mai ales în anii 80, când a venit energie mai scumpă, Ceaușescu investiții geniale și alte lucruri. Cu ghilimele, s-a bucat oamenii că vorbi serios. Da. Nu, și când ai reușit să cobori și să te desparți tot mai mult de nivelul de dezvoltare al restului Europei. Putem să spunem că o încercare, sau mă rog, chiar o reușită de recuperare a decalajelor ăstora are loc după venirea lui Carol I în spațiul extracarpatic? Nu. Și atunci, când terminăm cu feudalismul ăla românesc, din nou să folosesc termenul ăsta care a zis că nu vă place, dar totuși, vorbim despre două țări române care încă în secolul XVIII sunt feudale. Vorbim despre boieri cu moșii. Nu discutăm de feudalism, că nu e fericit cuvântul. Dar, știu, dar nu-mi vine alt termen. Da, bun. Medievalism sună prea fancy. Nu, sună destul de prost. Aia zic, sună și mai. Așa, pot înțelege lucrurile acestea. O societate de stări sociale care... deci inegalitară prin definițiile legale și de asemenea covârșitor rural și așa mai departe. Nu. Problema din aprecierea mea nu este neapărat o recuperare a decalajelor sub Carol I, chiar dacă perioada Carol I a fost relativ bună. În anumite privințe, goana după recuperarea decalajelor e mai mare chiar în timpul domniei lui Cuza. Când efortul corect modernizator este foarte mare de a te așeza, radical, de a te așeza cât mai aproape de restul Europei, cu foarte multe dintre reforme care au fost începute, au fost continuate după aia sub Carol, unele dintre ele au fost făcute și altele. Sunt merite, nu discut acum de meritele relative ale lui Cuza sau ale lui Carol. Domnia lui Carol nu a reușit recuperarea, chiar dacă ultimii ani au fost deosebit de buni conjunctural, dar în același timp îți acumulai marile probleme structurale. Și o problemă structurală era problema agrară, unde aveai o inegalitate foarte mare a împărțirii proprietății, o agricultură cu productivitate relativ mică, o societate în care aveai foarte mult din societate cu mari dificultăți și tare țărănimea era ținută vai de amalor. Și din acest punct de vedere nu reușeai să-ți valorifici foarte mult, să ai potențialul de dezvoltare suficient. Au fost făcute eforturi, de exemplu, au fost făcute eforturile de alfabetizare din timpul lui Spiru Haret, construire de rețele de școli și așa mai departe. Exact. Sunt eforturi de recuperare care sunt apreciabile, dar la capătul zilei, la sfârșitul perioadei dinainte de primul război mondial, erai tot foarte jos. Și atunci, unde putem vorbi de o modernizare a vechiului regat? O modernizare a orașului și a unor infrastructuri a avut loc, dar societatea era extrem de polarizată. Și putem vorbi în perioada interbelică de un soi de omogenizare? Sau... Nu. Nu, nici măcar atunci. Nu. În perioada interbelică s-a împărțit pământul, ceea ce a creat o anumită bază, dar a fost o conjunctură proastă la nivel mondial pentru agricultură. Și foarfecele prețurilor a jucat în favoarea orașelor și în defavoarea producătorilor agricoli, ceea ce a făcut ca satele să nu beneficieze cu adevărat de rezultatele reformei agrare. Da, era sărăcie mare, da. Da, vă mulțumim, trebuie să ne oprim, Andrei. Deci, concluzia cred că e că suntem ghinioniști. Că suntem ghinioniști, sau când am zis Fabina vine ghinionul. S-a recuperat cel mai mult în ultimii 24 de ani, sub semnul integrării europene. Clar. Adică exact și, perioada care e înjurată cel mai tare acum. Da, că vezi, doamne, au venit și străinii să ne trebuie conducă. Să ne fie clar că reușim, suntem pe muche de cuțit să facem foarte multe greșeli care să ne deraieze. Azi. Și le facem. Ne străduim. Sau în orice caz guvernanții noștri să străduie. Vă mulțumesc mult de tot, domnule profesor. A fost o plăcere. Da, a fost foarte tare discuția. Vă mulțumim și vouă că v-ați uitat la noi. Domnule profesor,
Andrei, mulțumesc. Toate. Și ne vedem data viitoare. Toate cele bune, sănătate. Mulțumesc. O zi bună. Mulțumesc.